învățăm. Bună ziua! Ce astăzi am întâlnit în cadrul unei ședințe extraordinare. Cunoașteți proiectul ordinei de zi? Da. Provocare? Dau citire, citire proiectului. Aveți ceva observații la proiect? Dacă nu sunt observații, atunci votăm ordinea de zi. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Intrăm în ordinea zi, la primul punct. Proiect de hotărâre privind determinarea cu caracter temporar al președintelui care va aduce ședința convocată de dată în ziua de 19 noiembrie 2023. Dau cuvântul domnului secretar. Dar pentru că faptul că președintele în funcție, domnul consilier local Andrei Nicolae Tudor, nu poate participa la ședința de astăzi, din 18 ianuarie 2023, precum și în baza prevederilor articolului 19 de regulamentul de organizare și desfășurare a Consiliului Local, se propune ca președinte cu caracter temporar pentru această ședință să fie doamna botezatul Maria. Ca să fie precizate, urmează să fie supus la vot proiectul cu specificația că va fi vot secret. Ca oricum de specialitatea proiectului de hotărâre a fost prezentat, are cuvântul reprezentantul Comisiei de Specialitate. Comisia 4. Mulțumesc. Corespunde.
Rezultatul votului. Pentru 16, împotrivă 0, abțineri 0, votul 0, 0. Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 111 din 5 aprilie 2022, privind depunerea proiectului lucrări de intervenție asupra clădirilor și amenajărilor exterioare ale Liceului Tehnologic pentru fonii de municipiul Onești, corpul A și corpul C, în vederea finanțării acestuia prin Planul Național de Redresare și Reziliență, componenta 5, valul renovării, axa 2, schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea P2, renovare energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, apelul de proiect PNRR/2022/C5/B222/1. Are cuvântul domnul secretar pentru a prezenta referatul de aprobare a proiectului. Prin hotărârea Consiliului Local din Municipiul Onești, numărul 111 din 2022, a fost aprobată impunerea unei cereri de finanțare pentru proiectul lucrării de intervenție asupra clădirilor și amenajărilor exterioare ale Liceului Tehnologic pentru fonii din Municipiul Onești, corp A și corp C și a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării acestuia. Având în vedere solicitarea de clarificări numărul 7056/2023, primită de la Ministerul Dezvoltării Lucrurilor Publice și Administrației, cu privire la armonizarea valorii totale eligibile a proiectului, aprobată prin vederea Consiliului Local menționată, cu valoarea de, din cererea de finanțare, se impune modificarea hotărârii și anexelor acestuia. Termenul de răspuns la solicitarea de clarificare este data de 19.3.2023. Netransmiterea tuturor documentelor solicitate până la această dată, conduce la excluderea cererii și nu se va putea aprova finanțarea în această etapă. Pentru aceste motive, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul comisiei. Comisia numărul 1. A disfavorabil. Comisia numărul 4. Vă mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului. Țin să anunț că eu nu particip la vot la acest proiect. Alte discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut. Trecem la punctul următor. Proiect de hotărâre privind actualizarea curata inflației de 13,8% a nivelului intervențelor chiriilor aferente raporturilor juridice contractuale, având ca obiectiv concesionarea, închirierea terenurilor proprietate publică sau privată a municipiului Onești pentru anul fiscal 2023. Dau cuvântul domnului secretar. Prezent comunicatul de presă al Institutului Național de Statistică numărul 13 din 13.3.2023, care precizează că rata inflației determinată pe baza indicelor prețurilor de consum în ultimele 12 luni, respectiv anul 2022 față de anul 2021, rata anuală a inflației aferentă anului 2022 este de 13,8%. Având în vedere prevederile articolului 5 alineatul 1 litera din legea 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și prevederile articolului 307 alineatul 1, articolul 325 alineatul 10 și articolul 347 alineatul 1 litera B și alineatul 2 litera C din codul administrativ, vă propunem să aprobați proiectul în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Dau cuvântul Comisiei de Specialitate. Comisia numărul 1. A disfavorat. Vă mulțumesc. Trecem la discuții. Dorește cineva? Atunci trecem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul hotărârii Consiliului Local numărul 6 din 13 ianuarie 2023,
pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 221 din 8 august 2022, privind aprobarea regulamentului pentru acordarea ajutoarelor financiare de urgență familiilor sau persoanelor singure care se află în situații de necesitate și aprobarea acordării unui ajutor de urgență doamnei Pratu Liliana din municipiul Onești, strada cantonului Vestulice, în vederea realizării lucrărilor de reabilitare și dotarea a imobilului distrus ca urmare a incendiului din data de 3 aprilie 2023. Vă dau cuvântul domnului secretar. Având în vedere prevederile articolului 71 din legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, ținând seama că după aprobarea hotărârii prezentate, s-a constatat că în cadrul acestuia s-a procurat o eroare materială în sensul că la aliniatul 1 al articolului 4 al hotărârii Consiliului Local, sintagma în suma de 10.000 de lei trebuia să fie înlocuită cu sintagma în suma de până la 20.000 de lei, așa cum a fost amendamentul tuturor consilierilor prezenți. Supunem spre aprobare îndreptarea erorii materiale potrivit proiectului de hotărâre. Raportul de specialitate a fost prezentat. Dau cuvântul reprezentanților comisiilor. Comisia numărul 1. Adis favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Vă mulțumesc. Următorul punct de ordine de zi. Sunt probleme de interes local. Se scrie cineva la... Eu aș vrea să vă spun un moment de plăcere, pentru că zilele astea primăria municipiului Onești a pierdut doi oameni. Este vorba de domnul Fotescu Leonida, cu care l-am pierdut zilele trecute și care a fost în urmă, dar ieșise la pensie, dar a pierdut bătălia cu viața. Și mai este vorba de doamna Mico Antoneta, funcționar al primăriei, o femeie de 48 de ani, pe care am condus-o atât pe ultimul drum și care a fost, este funcționar al primăriei mai bine de 5 ani de zile. Și cred că am putea păstra, frumos ar fi să păstrăm un moment de recunoaștere pentru aceștia. Dacă nu mai sunt probleme, de ce am închis sesiunea ședinței de astăzi.